Aplaudați, vă rog, stelele a românești. Sunt atât de scumpi, dar nu știam că sunt și atât de talentați. Zvâbânează! Și mulțumim Corinei, care are grijă de tânăra generație, Călin, de la 4 ani și a cântat atât de frumos, dar e atât de exigent de la vârsta asta, nu i-a plăcut cum a ieșit. Poate mai dăm o șansă la sfârșit. Aplauze încă o dată pentru Călin. Dați-mi voie să o invit pe doamna profesoară în scenă, însă în postura de interpretă. Corina Elena Badea! Corina, draga mea, știu că ai emoții. Ești superbă. Ai un costum extraordinar de frumos. Este nou. Nu l-am mai văzut. Și este într-adevăr extraordinar de bine executat. Asta înseamnă respect pentru ceea ce face, dar și respect pentru dumneavoastră. Corina, spune-ne de ce ne-ai chemat astăzi aici. Am vrut să vă invit în seara aceasta, în casa noastră românească, pentru a susține un mare adevăr, casa românească, și nu numai, dar pentru că de casa românească vorbim, este un edificiu de valori, de valori morale, culturale și multe altele. În casa românească avem copii pe care ați văzut stelele noastre românești, să vă rog să-i mai aplaudați odată, au fost minunați! Dacă aș fi putut, m-aș fi luat pe Călin în brațe să vin cu el, dar poate îl păcălim până la urmă. El merită aplaudat din plin, am văzut și reacția sării la cântecul lui, În casa noastră există și va dănui respectul față de bătrânii noștri, față de prietenii noștri, cei care ne sunt prieteni sinceri cu adevărat, deci este loc pentru tot ce este bun, ca valoare morală, în mod special și, de ce nu, și spirituală, culturală. Acest album cuprinde câteva melodii care sunt pe această temă. Ele, asta ilustrează respectul față de bătrâni, față de obiceiuri, față de limba noastră românească, față de tot ce este, ce ne este drag sufletului nostru. Și nu numai atât, în această sală sunt foarte mulți prieteni români care au venit în mod special, unii dintre ei nu înțeleg toate cuvintele, le mulțumesc din suflet, pentru că am înțeles pe deplin mesajul. Aceasta înseamnă deschiderea românilor față de lume. Și-mi doresc din tot sufletul să fim și noi pionierii acestei deschideri. Îți mulțumesc, Aura, foarte mult! Noi îi mulțumim, Corinei, pentru aceste cuvinte frumoase, m-a emoționat. Într-adevăr, astăzi vrem să ne simțim ca într-o casă armânească, acolo unde respectul, dragostea și, în special, acele valori de care vorbea Corina, să fie la ele acasă. Și mulțumim, iată, Tulcea este un exemplu de trăire comunitară, de trăire interetnică, ne respectăm, ne iubim folclorul și suntem împreună. Eu vreau să te întreb doar atât. Câte cântece regăsim pe acest album și ce ne vei cânta acum? Pe acest album sunt 21 de cântece, în special cam 80% din ele sunt cântece de joc, cântă. Bineînțeles, am inclus și câteva piese lirice pentru care am mulțumit public și mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au ajutat solistic, dar și instrumental. O piesă cu pianul pe care n-am putut să nu o includ pentru că am văzut că ajunge la sufletul celor care o ascultă. Iar acum o parte din aceste melodii le voi prezenta. Nu le pot cânta pe toate, sunt foarte multe, am dat și copiilor câteva și sper celelalte să vă însoțească până la următorul album care va fi sigur pregătit. Dragii mei, Corina Elena Bada, cu cântecele Cântic de un Învea Stânaul, Vrearea mea, Vruta mea,
Armân lui Asti, vrara mea de Johnny Armân, nu-ți funilă, niurizma tau. Niurizma muzicliei alicăină Elena Badea. Mulțumesc. Îl invit și pe domnul Costela Sarcă, dar o să fie aproape. Și o găsesc în partea casei, întorcând. Mulțumesc! Oare de unde, oare de unde? Mulțumesc frumos! Nu se vedea? Și tot chiar că ea e urină
A privit-o mai bine, ea era de fapt domnișoară de onoare și l-aștepta și pe el. Dar